Rolex a semnalat în mai multe rânduri situația inechitabilă din punct de vedere al raporturilor de muncă a polițiștilor locali care au fost infectați cu coronavirus sau au fost în contact direct cu persoanele infectate, devenind nevoiți astfel să intre în carantină și în izolare. Într-o emisiune anterioară, Vasile Lincu, președintele sindicatului Prolex, explica faptul că, potrivit normelor în vigoare, în cazul unui funcționar public aflat în izolare, nu se suspendă raporturile de muncă, dar în cazul carantinei, da. Asta înseamnă că un polițist local aflat în izolare primește normă de hrană, iar unul aflat în carantină, nu. Prolex a cerut lămuriri și de la Ministerul Sănătății privind diferența între carantină și izolare, iar acestea sunt insesizabile. Pe baza tuturor informațiilor obținute, Prolex a solicitat lămuriri și de la Primăria Capitalei, iar răspunsul primit clarifică lucrurile, cel puțin pentru polițiștii locali din București. Pe perioada concediilor medicale pentru angajații confirmați cu diagnosticul de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 sau pentru suspecții de infecție cu același virus, asupra cărora s-au luat măsuri de carantinare sau izolare, nu le-au fost suspendate raporturile de serviciu. Spune răspunsul de la Primăria Capitalei. Așadar, polițiștii locali din capitală, care, pentru perioadele în care au fost în carantină și nu au obținut norma de hrană, aceștia trebuie să știe că sunt îndreptățiți să o primească. Aceia aflați într-o astfel de situație și care doresc să-și obțină drepturile, sunt sfătuiți să ia legătura cu liderii Prolex.